Una dintre cele mai mari nave de croazieră din lume a ancorat în portul Constanța. Vaporul Emerald Princess a adus pe litoral peste 3.000 de turiști din peste 59 de țări. Turiștii au vizitat stațiunea Mamaia, iar mulți dintre ei au pornit către Delta sau Capitală. Nava efectuează o croazieră pe Marea Mediterană și Marea Neagră. E prima vizită în România? Da. Vă place? Da, foarte frumos. 7.000 și ceva pentru vas amândoi. Ce țări ați vizitat? Ce am vizitat deja? Grecia. Am mai fost aici în 70. Am stat în Mamaia și am făcut mai multe călătorii la București, printre altele. Da, cunoaștem România destul de bine. Ne place. Am petrecut două vacanțe foarte reușite aici. Vasul Emerald Princess impresionează nu doar prin dotări sau prin confortul de 5 stele, ci și prin dimensiuni. Are aproximativ 300 de metri lungime și este cât un bloc cu 20 de etaje. Vasul, cu un echipaj format din 1100 de oameni, este dotat cu aproximativ 900 de spații de cazare, 13 restaurante, 4 piscine, 2 cluburi de noapte, săli de spectacole, cinematografe în aer liber și cazinouri. De fapt, zona asta e separată de restul vasului. Și se aplică o taxă de $20 de persoană. Este o zonă dedicată doar adulților? Doar adulților, în general, peste 18 ani. Și ce posibilități de persoană? Deci au piscină, au sucuri, service, un fel de room service, le aduce mâncare, au fructe. O croazieră cu Emerald Princess poate costa între 500 și $2.000 de persoană. Totul depinde de camera pe care o alege, dar și de facilitățile pe care și le dorește fiecare turist. Putem găsi că sunt tarife promoționale, o astfel de croazieră, și de la 500 de euro de persoană, pentru un itinerariu de 7 zile, pe navă de 5 stele plus precum aceasta. Vasul de lux își continuă călătoria spre litoralul din Bulgaria, apoi se va opri la Istanbul.